Moldova se află sub o avertizare cod galben de vânt puternic valabilă vineri și sâmbătă. Pe lângă asta, în următoarele 24 de ore, în nordul țării va ninge slab. La Briceni și Soroca vor fi 2 grade, iar la Bălți și Orhei cu unul mai mult. La Tiraspol și Leova, maximele vor ajunge până la 5 grade Celsius. La Comrat și Cahul sunt prognozate 7 grade. În capitală, ziua se vor înregistra 5 grade, iar noaptea va fi minus 2. În următoarea perioadă, vremea se încălzește ușor. Ziua se așteaptă până la 6 grade, iar noaptea până la minus 2. În următoarele 24 de ore, în cea mai mare parte a Europei, cerul va fi variabil. La Madrid și Roma sunt prognozate 10 grade. La Paris și Londra vor fi 6 grade, iar la Berlin cu 2 mai mult. La Viena se așteaptă 7 grade, iar la Praga 6 și Cerțenin. Aceeași temperatură va fi la Varșovia, dar va ploua. La Budapesta maximele vor ajunge până la 7 grade, iar la Belgrad până la 2. La București sunt prognozate 4 grade și cer înnorat. La Atena va fi senin și 10 grade Celsius. La Kiev se așteaptă ploi și până la 4 grade. La Moscova va ninge, dar ziua se așteaptă 3 grade. La Ankara se va înregistra 1 grad Celsius.